public, bună ziua, stimați oaspeți, și bine ați venit la seminarul artistic, muzicologic, de ce și cum se compune muzica. Acest seminar are ca scop descoperirea și promovarea persoanelor creative, a talentelor autohtone, promovarea și stimularea celor mai valoroase creații, susținerea libertății de creație și pledarea pentru manifestarea liberă a talentului. Vreau să mulțumesc tuturor pentru prezența la acest seminar. Sunt sigur că o să fiu mult împrovat, pentru că este public, este astăzi select și eu simțesc acei care sunt interesat de acest seminar. Sigur că acest seminar nu este un întâmplare în secția culturii, este conform planului de activitate și este drept urmare sau un impact mai bine zis la festivalul creaților proprii care a avut loc tot în cadrul secției culturii și Soroca. Eu am spus că nu este un întâmplare, pentru că este o idee primul de acest seminar care a seminat atunci la festivalul și vreau să o prezint să-i mulțumesc domnul Valeriu Bădrei, care are inițiativa, este astăzi aici. Vreau să vă spun că în Soroca este cazul cel fericit pentru muzică. Pentru că în fruntea secției este numit un muzician. Acest șef n-ar face nimic dacă n-ar fi aceste talente lângă el. Aceste talente sunt în sală astăzi și vreau să spun că aveți o orchestră extraordinară în frunte cu Ioan Colăzar. Și mă bucur că azi aud o orchestră fără microfon. Ori aveți microfon. Apoi asta. Iată, așa se ascultă muzica. Iată, asta înseamnă pe viu, dar nu când pui microfoanele și nu știu fiecare cum să ascult pe urechile. Onorat public, îmi face plăcere să vă văd astăzi aici. Vă zic bună ziua. Îmi pare foarte bine că sunteți într-un număr mare la multe concerte, așteptăm așa număr. Știți, cultura se face cu publicul, și cu publicul. Nu doar în interiorul încăperilor secției cultură și turism. Vă rog frumos, la toate evenimentele, masiv, să participați, să luați parte, să ne susțineți. Nu este altceva decât o adresare frumoasă către dumneavoastră ca să țineți această orchestră, pentru că unica o avem, care dorim să ieșim pe tărâmul muzicii mai înalt și mai sus, să ducem de faimă Soroca, anume acest pitoresc tărâm. Thank you.
orice